PSD și PNL se luptă pentru a fi singurul partid care mărește pensiile românilor. PSD a lansat un atac dur la președintele Klaus Iohannis, dar și asupra foștilor lideri PNL, Florin Cîțu și Ludovic Orban, într-un videoclip postat pe pagina de Facebook, prin care acuză că, pentru dreapta, creșterea pensiilor nu a fost o prioritate. În schimb, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroie, a venit cu o replică, amintindu-le acestora că liberalii au mărit pensiile de mai multe ori în ultimii 3 ani. Nu cred că ar fi crescut pensiile anul acesta dacă Partidul Social Democrat nu ar fi intrat la guvernare. Într-un videoclip de aproximativ un minut postat pe pagina de Facebook, realizat astfel încât să pară un clip de campanie, PSD a reluat declarațiile critice la adresa președintelui Klaus Iohannis. Afirmațiile îi aparțin lui Marcel Ciolacu și au fost făcute săptămâna trecută la conferința județeană de alegere a PSD Ialomița. Nu am nicio reținere să-i reamintesc domnului președinte Klaus Iohannis că când era domnul Cîțu prim-ministru, domnia sa spunea că nu sunt bani pentru a crește pensiile și trebuie să calculăm foarte bine. În replică, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroie, spune că în anii în care a fost PNL la guvernare, pensiile au fost majorate. În anii în care a fost la guvernare, Partidul Național Liberal a fost consecvent în demersurile făcute pentru a sprijini pensionarii. Guvernul condus de PNL a crescut pensiile atât la 1 septembrie 2020, când punctul de pensie a crescut cu 14%, de la 1.265 de lei la 1.442 de lei, cât și la 1 ianuarie 2022, când a fost majorat punctul de pensie cu 10%, de la 1.442 de lei la 1.580 de lei. Totodată, pentru a veni în sprijinul pensionarilor afectați de creșterile de prețuri, guvernul condus de premierul liberal Nicolae Ciucă a acordat un sprijin financiar în luna ianuarie celor cu pensii mai mici sau egale cu 1600 de lei. Iar în luna iulie, pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2000 de lei au primit un alt sprijin financiar în valoare de 700 de lei. A ținut să puncteze Ionuț Stroie. Președintele Klaus Iohannis spune că majorarea pensiilor trebuie corelată cu rata inflației, care a ajuns la peste 15%. Șeful statului a avansat un procent de majorare de până la 15%, însă a precizat că nu știe dacă bugetul de stat ar permite acest lucru.